Cei 105 ani de istorie armatei a doua au fost sărbătoriți la Siriu cu prelegeri urmate de pomenirea eroilor căzuți la datorie în numele patriei. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți conduși de înalt preasfințitul Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Și am venit aici, pe de o parte, să evocăm faptele de eroism și jertfelnicie al înaintașilor noștri, străbunicii, bunicii, care și-au dat viața pentru niște idealuri foarte clare și în care credeau cu toată tăria. În cadrul ceremoniei au luat cuvântul reprezentanței autorităților județene și locale. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a precizat că astfel de momente sunt deosebit de importante pentru români și pentru buzoieni, iar politica nu-și are locul aici. Ca noi politicieni nici măcar nu am avea voie să vorbim la asemenea evenimente. Mulțumesc din suflet garnizoanei Buzău și implicit celor de la GETICA pentru ce fac, nu numai astăzi, nu numai la 105 ani de la înființarea armatei a doua, ce fac în fiecare zi pentru noi toți. Evenimentul s-a încheiat prin depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor din Siriu.